La București FM, în comunitate, astăzi cu Teodor Frolu, arhitect și cofondator al Asociației Ivan Pațaichin Mila 23. Domnule Frolu, mulțumesc că sunteți aici în studioul nostru, bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Ivan Pațaichin este unul din cei mai iubiți campioni ai României. Nu numai că a făcut istorie în sport, dar omul care a fost Ivan Pațaikin, a vrut să dea înapoi comunității în care a crescut ceva din aurul, cunoașterea și recunoașterea de care s-a bucurat. Așa că nu este de mirare să spun acum să vorbim despre un muzeu. În memoria lui se pregătește muzeul Ivan Pațaikin de la Mila 23. În ce stadiu sunt pregătirile, domnule arhitect? Când ar putea să fie inaugurat? Noi avem o dată de inaugurare, 13 septembrie. Săptămâna viitoare vom începe șantierul. Știu că e foarte din scurt, dar mizăm pe profesionalismul partenerilor noștri. Sunt foarte mulți implicați și companii serioase în tot acest proces. Dar ce vroiam să spun este că muzeul Ivan Pațaichin, de fapt, va fi un muzeu viu, adică să nu ne imaginăm că va fi un loc în care doar intrăm, contemplăm, ne aducem aminte de el și am plecat. Este, de fapt, un centru care va duce mai departe, să zic așa, proiectele și ideile pe care le-am dezvoltat împreună în ultimii 12 ani și va fi un loc de, dacă vreți, de conexiune între comunitatea locală și exterior. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă un loc de întâlnire, un loc de colaborare, pentru că ce Ivan totdeauna spunea despre el că el este un liant, că rolul lui este să adune oameni de calitate împreună, oameni care pun pasiune, care au dragoste pentru, pentru natură, pentru locurile tradiționale și, într-un fel, cumva să zic așa, reprezintă și Uh, un mod foarte, să zic așa, de, de a-ți manifesta patriotismul într-un mod constructiv, nu și, și uh, cum să spun, uh, nu într-un mod declarativ, dynamic, declarativ și uh, ostentativ, cum vedem foarte mult uh, în jurul nostru, ci uh, prin ceea ce faci prin ceea ce încerci să pui în valoare din moștenirea pe care uh, zona Deltei, dar și, și a României uh, uh, a primit-o și de care ar trebui să avem uh, grijă și nu doar să vorbim, ci să și uh, ne îngrijim, ca să zic așa, de, de această moștenire. Că e patrimoniu natural, că e patrimoniu cultural, tradițional, uh, dar ele împreună uh, să zic așa, sunt averea noastră. Și, și lucrul ăsta, Ivan, tot timpul a încercat să 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 cum să spun, să, să fie un, un exemplu, să zic așa, pentru felul în care te raportezi la acest patrimoniu. Patriotism dincolo de cuvinte, sau mai presus de cuvinte, asta ca să nu rămânem cu rădăcinile în aer, cum se spune. Da, și probabil că nu întâmplător, noi pregătim pentru, pentru acest muzeu. Muzeul va avea în principal două părți, deci va fi o parte de vizitare care este ca un tur de observație să zic așa. O, o structură din lemn uh, uh, care uh, urcând uh, în ea la, la parter va fi uh, tezaur, va fi o cameră uh, să zicem așa închisă în care vom regăsi toate lucrurile de valoare pe care Ivan le-a adus, începând de la medalii la celebra pagaie ruptă la colanul de argint sau colanul de aur de la Comitetul Olimpic internațional sau cel național uh, și alte lucruri uh, care au însemnat uh, ceva în uh, cariera lui uh, după care la fiecare nivel imaginați-vă o scară elicoidală care urcă în jurul uh, embarcațiunilor care l-au uh, însoțit uh, toată viața, în fiecare să zic așa, etapa vieții lui în copilărie a fost însoțit de Lotcă, după aceea ca sportiv a fost însoțit de Canoia sportivă de simplu, după care Canoia de dublu când se face trecerea și la viața lui de antrenor, care a fost extrem de importantă și din perspectiva asta de, de mentor și model pentru sportul românesc. Și uh, ultima parte, cea pe care uh, am uh, să zic așa, am construit-o împreună în ultimii 12 ani în cadrul asociației, când va fi ca notca, uh, ca în final uh, să poți să ajungi în uh, în vârful uh, turnului și să vezi uh, delta uh, și cumva să te reîntorci la Ivan, într-un fel. Asta fiind, asta fiind unul din spații, ați spus că sunt da, două. Da, asta, asta va fi partea de muzeu uh, și o a doua parte va fi partea aceasta vie a centrului uh, să zicem așa, cultural, în care avem, vom avea o sală multifuncțională, vom avea niște ateliere, un birou și uh, uh, va avea și trei uh, camere de oaspeți pentru rezidențe, unde putem să avem invitați, că sunt artiști, că sunt, eu știu, cercetători. Ideea asta de, cum spuneam mai devreme, ca Muzeul Ivan Pațaichin să fie un loc de întâlnire între oamenii Deltei și, și exterior. Tot un liant și acest da, muzeu. să rămână cumva prin tot ceea ce facem noi acum, într-un fel, ducem mai departe dorința lui Ivan, care și-a pus să zicem așa, reputația și numele la bătaie în beneficiul comunității. Și atunci, ideea asta de memoria lui nu este doar într-un mod, să zic așa, nostalgic. Și uh, numele lui uh, va rămâne și va sprijini. Va, va fi un promotor în continuare al Deltei, a comunității locale, a culturii locale. Exact asta vreau să vă întreb. Dacă uh, credeți că muzeul acesta va fi un punct de atracție turistică pe harta Deltei. Uh, da, mai mult decât atât. pe mine mă îngrozește un pic că este un muzeu prea mic pentru câți oameni <laughs> vor fi acolo. Asta e ah. foarte bine, cât de mulți vizitatori. Da, așa încât uh, 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 tocmai din acest motiv uh, o să trăiască să dezvoltăm o aplicație de programare și să fie cu programare pentru că altfel uh, uh, Va deveni o, o, o stație de metro, așa. Eu zic că e de dorit să fie, să fie cât mai multă lume care să-și dorească să ajungă. Sigur, nu să stea la coadă în fața muzeului că nu pot să intre, dar să ajungă și să-și dorească să ajungă cât de mulți acolo. Să descopere cei care n-au văzut-o la vremea lor, să descopere istoria realizărilor din sport și pe urmă și restul să intre și în partea de ateliere, poate să, nu știu, să încerce, poate cu mâna lor ceva să contribuie. Da, atelier o să avem acolo uh, uh, clubul permanent călăuzele deltei al copiilor din Milă uh, care au intrat în această rețea pe care o construim noi la nivel național îndrăzgind și care pornește de la uh, un workshop în care 10-15 copii construiesc împreună prima lor barcă, oh, ce... prima lor canotcă, care uh, devine simbolul clubului și uh, patrimoniul clubului. Uh, urmând ca ei, uh, folosindu-te de această canotcă, Înceapă să fie mult mai interesați și curioși despre tradiție, cum le spunem noi: că călăuza înseamnă cel mai experimentat ghid, cel care știe și te, te conduce totul, exact, exact pe drumul care potrivit. știe totul despre satul lui, despre împrejurimile lui și, și mai ales nu numai că știe să-ți le arate, știe să, să le și uh, protejeze, de ce să le protejeze și de ce sunt valoroase pentru, pentru el, pentru comunitate și pentru România. până la urmă, Delta e un, e un, Bun o valoare da, la nivelul României și, după cum vedem, se laudă și Europa cu ea. Ivan Pațaichin a inspirat o serie de creatori și de experți din diverse domenii și a creat, mi-a plăcut expresia pe care ați folosit-o, a creat un întreg ecosistem în jurul său. Iar acești acești creatori, acești experți au colaborat și colaborează în continuare și cu siguranță asta s-a întâmplat și în cadrul workshopului de creație care pregătește o mare expoziție. Da. Iar despre acest workshop s-a vorbit ieri, chiar da, ieri, da. despre rezultatele lui care pregătesc expoziția Patrimoniul lui Ivan Pațaikin. Da, care se va deschide pe 23 mai la Muzeul Țăranului, în sala Tancred Bănățeanu, unde de fapt, cred că suntem al patrulea an când avem o expoziție acolo. În fiecare an am avut o expoziție pe tema aceasta de tradiții creative, cum avem noi platforma noastră. Puteți să căutați tradiții creative.ro, pentru că e foarte multă informație interesantă acolo, în care, de fapt, încercăm să. Nu încercăm, aducem împreună un artist contemporan cu un meșteșugar și e foarte interesant cum reușesc să creeze lucrări de artă sau obiecte de design noi, dacă care au în ele acest, îmi place mie să spun, ADN românesc, care trece dincolo de superficialitatea mișcării etno, care doar ia niște decorații și, de fapt, fură niște decorații, copyright-ul de la, de la comunitatea sau țăranii care l-au creat și de obicei îl strică după aia. Mm. Uh, și ce încercăm noi prin aceste experimente să arătăm că valoarea asta a culturii tradiționale e, e mult mai profundă și mai actuală. Uh, numai prin faptul că uh, vă dau un exemplu. Uh, în ultima perioadă învățăm uh, cuvinte noi uh, economie circulară, dezvoltare durabilă reziliență, sunt cuvinte de-astea care... Sustenabilitate. Sustenabilitatea ni se par uh, foarte noi și la modă și un pic așa pet, patronizing, cum să zic, uh, arogante, așa. Uh, dar dacă ne uităm un pic la uh, uh, ceea ce înseamnă ele... Descoperim că economie circulară este o gospodărie țărănească tradițională, exemplu perfect de economie circulară. Sustenabilitate este modul perfect prin care o comunitate țărănească veche, vorbesc acum, nu vorbesc de satul modernizat, forțat în perioada comunistă și pe urmă. Căzut pradă consumerismului, capitalismului de tip nou apărut în România, dar comunitatea aceea tradițională, felul în care își valorifica resursele din jur, că era lemn, că era agricultură, că era, eu știu cum e peștele în delta. <coughs> Totdeauna avea grijă ca să îi ofere spațiu pentru regenerare, refacere. Asta înseamnă, de fapt, sustenabil sau durabil. Satul în care, când tinerii căsătoriți trebuiau să-și facă o casă, venea tot satul și îi ajutau. Ajuta. Asta înseamnă dezvoltare durabilă, adică ideea asta de comunitate, de colaborare. Deci nu trebuie să inventăm nimic, trebuie să ne aducem aminte. Să ne aducem aminte de valori. Asta nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem cu 100 de ani în urmă, dar dacă înțelegem mecanismele acestea uh, și băgăm, să zicem, inovație și tehnologie ca să aducem în actualitate, vedem de fapt că țăranul uh, nostru a inventat, de fapt, economia circulară, uh, a inventat dezvoltarea durabilă. Uh, și uh, poate că uh, peste aceste practici, să zic, de, de uh, mod de viață pragmatic, da? Pentru că țăranul era foarte zgârcit, era foarte uh, eficient, adică nu, nu își pierdea timpul cu prostii, că nu avea timp. De pierdut. Timpul era foarte important pentru el și... Dar peste practicile astea foarte interesante am mai creat ceva extrem de interesant care se cheamă cultura tradițională, care e atât de diversă în România, fiecare zonă are, are partea asta de, să zic așa, de artă, de estetică. de uh, și, și asta e o temă pe care pe noi ne, ne preocupă de mult. Și, uh, și anume, de ce spunem că o casă este frumoasă sau, sau o ie, da? E, tentația asta, după ce spui că e frumoasă și într-adevăr îți place sau place aproape oricui, tentația a fost să zicem că e frumoasă pentru că are decorațiile astea, are floricelele, are motivele și atunci hai să luăm floricelele și facem și noi ceva frumos doar cu floricelele. E, noi spunem așa că, de fapt, frumusețea aia e de fapt o armonie. Care e o armonie care vine din natură, care, în comunitatea, acea armonie care s-a dus într-un obiect sau într-o casă sau într-o într cămașă, într-o ie, într-o cămeșă, da? Acea armonie se regăsea undeva și în comunitate, se chema bun simț. Și aici ne întoarcem, poate cumva la Ivan, care uh, pentru noi totdeauna a fost, uh, nu spuneam că el e monumentul bunului simț. Adevărat. <coughs> da. Adevărat. Uh, foarte, foarte frumoasă această îmbinare. Țin minte și de anii trecuți când am mai vorbit despre această expoziție în care se alătura un un meșter popular, unui artist uh, contemporan și atunci probabil că metodelor tradiționale și materialelor tradiționale li se aduce un update, probabil, tehnologic și se creează ceea ce dumneavoastră numiți instalații artistice. Da, nu le numim noi, așa se numesc în lumea asta artei contemporane. Uh, și uh, de fapt ele sunt niște totdeauna arta contemporană, este, dacă vreți, zona de cercetare-dezvoltare pe care o ai în știință, arta contemporană este cercetare-dezvoltare în ceea ce se cheamă economia asta, se cheamă industrie creative. Adică economia asta care folosește pas fie comunicare, pas să fie zona de software, de interfață, de comunicare, poate să însemne marketing, pas să însemne Uh, industriile spectacolului, uh, uh, undeva um, se regăsesc aceste, uh, să zic experimente. Și, și noi încercăm undeva, și, pă, și aici, iar ne întoarcem la, la Ivan, care îl, uh, îl făcea um, extrem de special, și anume că avea această uh, curiozitate de de cum să spun de a vedea lucruri noi de a experimenta lucrurile Ivan era un în, că multă lume el era foarte emotiv și nu vorbea foarte mult Dacă când vorbea spunea lucruri cu mult sens dar el era un tot timpul îi plăceau lucrurile noi experimentale adică Uh, era un om de construcție. Da, da, da. Și mai ales... Uh, adică el era cu noi acolo tot timpul. Nu era... Uh, uh, cum să spun... Uh, Fondator onorific. Da, da. Nu era un, uh, o etichetă sau uh, uh, un personaj de ăsta care era doar uh, uh, la uh, momentele oficiale sau... Din contră, Eva, Ivan era parte din echipa noastră și. Ăsta e și motivul, să zicem, rezultatul acestui ecosistem. Pentru că acest ecosistem, fără Ivan, nu s-ar fi întâmplat. Pentru că el aducea acel lucru de care România suferă foarte mult în spațiul public. Aducea acea încredere și acea garanție că. Lucrurile făcute împreună cu el sunt niște chestii serioase, nu sunt uh, conjuncturale, nu sunt oportuniste. Bun simț, încredere. Uh... Exact. Și, și, și uh, undeva, dacă vreți, uh, tot ceea ce facem uh, în continuare încearcă să, să păstreze, nu, nu numai să păstreze, dar să arate. Că bunul simț încă mai există, că bunul simț încă produce valoare, nu este o slăbiciune. Pentru că în România am așa impresia că uneori bunul simț și, și cum să zic, cumpătarea este, o, este un handicap într-o societate care se vrea agresivă, puternică și. Dar care e de fapt foarte de fațadă și, și foarte multă lume, de fapt, încearcă să pară ceea ce nu este. Și de aici vedem tot felul de, să zicem, tragedii, știri, personaje care azi sunt venerate și a doua zi descoperi că nu e nimic... De în... care ne tot minunăm, ca da, să zic așa. Da, ne minunăm, dar nu ne reparăm, pare să. <laughs> <se. laughs> expoziția aceasta de care, de care povestim și care se va deschide pe 23 mai la Muzeul Țăranului Român urmează ca, după aceea, va fi deschisă până luna august, am înțeles eu, să se mute da. la Muzeul Ivan Pațaichin, mm. care sperăm să se deschidă pe 13 septembrie. Da. Nu e chiar așa, e mai complicat un pic mm. pentru că nu avem spațiu să ne mutăm cu toată expoziția, și atunci ce încercăm să facem în perioada asta între 23 mai și 5 august este ca în sala de expoziție unde vom încerca să adunăm cât mai multe lucruri din ceea ce ne-a lăsat Ivan, să zic așa, ca moștenire, în timpul expoziției vom crea efectiv fizic conținutul care va fi în muzeu, care înseamnă o, o, o interpretare nouă a conținutului. Nu mă întrebați cum, că încă nu știm. Exact asta, asta mă pregăteam să o fac. Asta... Pentru că nu e, nu e simplu, nu e, nu luăm și agățăm, adunăm niște lucruri ca într-o, ci trebuie să, să spunem acolo o poveste într-un spațiu foarte mic. Deci să va naște povestea efectiv da, în timpul exact. expoziției. Și atunci cine va veni la deschidere va avea posibilitatea să vină la închiderea expoziției ca să vadă, să aibă un preview, să zic așa, o primă. Vizionarea a ceea ce va fi în muzeu, și când va veni la muzeu, va, veni, va vedea felul în care s-a construit tot acest discurs. Deci, de fiecare dată va fi altceva. Uh, Un pic altceva. Uh, da, nu, va fi același lucru, dar spus altfel. altfel. <laughs> da. uh, haideți să mai, să mai vorbim și despre memorialul care, care se face. Da, uh, sau suprapus, dar într-un mod, zicem noi, nu întâmplător, că nimic nu e întâmplător. În ziua în care Ivan a murit, 5 septembrie 2021, simultan, tocmai începuse renovarea Falezei din Tulcea și, și președinte Consiliului Județean și primarul ne-au anunțat atunci că vor să dea numele falezei Ivan Fațachin. Și și atunci, asta și dintr-un motiv foarte. Nu doar nostalgic, ca de obicei, și dintr-un motiv foarte clar: pentru că Faleza nu aparținea orașului, era deținută de administrația porturilor din Galați, și cu toate eforturile autoritățile locale, nu reușeau să o aducă la oraș. Și Ivan s-a implicat în acest proces în 2016. Uh, ba mai mult, când am făcut festivalul România în 2016, am făcut o, un mare. Nu protest, ci o mare adunare în cadrul festivalului cu tot orașul de susținere a acestei idei. A revenirii falezei la oraș? Exact. Și uh, după aia a mai durat vreo 2-3 ani. Sigur, cu efortul. Tuturor aici, a vorbesc și a partidelor politice și a parlamentarilor că a trebuit dat o schimbat o lege în Parlament, dar până la urmă Faleza a ajuns la oraș. Și a avut și el un rol, cum e, cum se cheamă la Revoluție determinant, ca să zicem așa. Uh, N-am făcut o comparație bună cu, că, cu rol determinant în Revoluție, avem o groază de. Este vorba de. Da. da. Să rol. folosim doar cuvântul. Da. Uh, și. Uh, și atunci, uh, sigur că. Acum, să fim serioși, nu o să zică nimeni faleza. E faleza orașului. Adică să. Să-i spui, falez, mergem pe faleza Ivan Patsaikhin. doar asta nu. cred că din motive de lungime, în primul rând, a denumirii. Da, da, e faleza orașului. Și atunci ne-am gândit să propunem autorităților locale să creăm într-adevăr, un, un punct pe această faleză care să ducă mai departe, cumva, ideile lui Ivan, și anume. Ideea asta de promovarea unui turism lent, cu bărcile, cu vâsle și de aici pornind, ei au fost foarte drăguți, bineînțeles, și au zis, Doamne, alegeți voi, decideți voi ce, ce credeți că se poate face. Și atunci am ales capătul de faleză către uh, Sulina, unde de obicei era un capăt de faleză, de obicei foarte neinteresant. Uh, și am transformat acest capăt de valeză în uh, un spațiu public care se cheamă Memorialul Ivan Pațaichin, în care lucrând cu mai mulți artiști uh, care sunt din grupul nostru de oameni care se cunoșteau cu Ivan, aveau o relație specială cu el uh, și împreună cu ei am creat, uh, să zicem, ace acest ansamblu care la nivelul apei va avea pontonul de unde se va pleca cu bărcile cu vâsle. Deci orice iubitor care vine în delta să viziteze delta cu un caiac sau cu o canoie sau cu un stand a pedaling acum e la modă, va pleca de acolo și va fi punctul ăla unde ne vedem, ne vedem la Pățaichi. Da, e frumoasă semnificație. Da. Și atunci, spațiul ăsta public, care uh, este și în proximitatea Muzeului de Artă din Intulcea, care, din punctul nostru de vedere, nu e suficient de pus în uh, valoare, deși are cea mai mare colecție a lui Browner din România, au nouă lucrări ale lui, uh, uh, o să fie un spațiu public uh, care pentru care vei parcurge întreaga faleză ca să ajungi la el să-l vezi, care va spune cumva povestea lui Ivan. Cele cinci lucrări sunt o columnă de aproape 18 metri, 20 de metri înălțime, care va fi un semnal vizibil de oriunde de pe faleză. Și este ca un pom al vieții, ca simbol așa făcut din pagăi, iar pe, pe trunchiul lui vor fi toate cursele câștigate de Ivan, și pe partea cealaltă vor fi toți campionii care au fost înaintea lui Ivan, care l-au inspirat pe el, și după el, cei care, pe care Ivan i-a inspirat la rândul lui. Frumos omagiu! Da. A, va mai fi o metopă făcută. A, am uitat să spun. Columna e făcută de uh, Virgil Scripcariu. Probabil că ați auzit de el că tot el împreună cu soția lui au făcut muzeul de la Piscu, care chiar e un uh, lucru extraordinar pentru cultura tradițională și contemporană. El e unul dintre membrii, să zicem, ecosistemului nostru. Uh, Mircea Cantor, care e un, uh, și el un artist uh, foarte uh, cuno bine cunoscut internațional. Va face o metopă, o metopă, dacă metopă, spre exemplu, este ca un perete cu, cu un desen, poate fi un basorelief sau un desen care pune o poveste, uh -huh. un fel de, de exemplu, pe columna lui Traian avem metopa cunoscută, povestea. Dar și va fi făcută în mozaic, cu secvențe din viața lui Ivan. Avem o grădină, un spațiu verde, care e făcut de Olaf Chiarfa și cu Nicola Triboi, un peisagist la fel cunoscut. Teodor Graur, care este un artist al generației 80, foarte special. Va avea și el două lucrări pe care le va face în șantierul naval de la Tulcea. Și uh, Dan Vezentan, care pe pontonul de unde vor pleca caiaciștii, uh, va face o fântână de unde poți să guști din apa Dunării, să vezi ce gustare are apa aia de Dunăre, după ce, sigur, e filtrată, dar nu e filtrată chimic Adică, din punct Se de vedere... Se păstrează... Da, adică bă, gustul adevărat al ei e foarte interesant. Pentru că noi am avut o lucrare acum câțiva ani și toată lumea e fascinată ce gust bun are Dunărea. De-abia așteptăm să vedem uh, toate aceste lucruri, să ajungem la Tulcea și să ajungem la memorial și la Muzeul de Artă, toți cei care n-au trecut încă pe acolo, de asemenea și la Mila 23 din septembrie încolo la Muzeul Ivan Pațaichin. O mulțime de lucruri se întâmplă, sunt uh, în curs de ongoing process, cum se spune. Așteptăm uh, să le vedem întâmplându-se și realizându-se până la capăt, uh, astfel încât cât mai multă lume să aibă bucuria de a, de, a, de a le cunoaște și de a le descoperi. Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați spus astăzi. Vă doresc succes să iasă toate, să se încadreze în termene, să fie exact așa cum vă doriți să fie. Mulțumim frumos! Vă așteptăm, deci, pe 23 mai la Muzeul Săranului, pe 5 mai la închiderea expoziției, v-am spus că va fi ceva nou și interesant, pe 8 septembrie la inaugurarea memorialului. Și pe 13 septembrie la inaugurarea muzeului. Sper că ați notat toate datele acestea. Dacă nu, nu-i nimic. Cred că o să le găsiți și în știrile noastre și în toate informațiile de pe site și de pe pagina de Facebook București FM. Teodor Frolu, mulțumesc foarte mult pentru prezența de azi în comunitate. Și eu mulțumesc de invitație. Arhitect și cofondator al Asociației Ivan Pățaic în mila 23, Teodor Frolu a fost astăzi împreună cu noi.